Acest program anual de achiziții publice este și acesta inclus în bugetul local. Adică noi votăm aici un buget local cu niște sume de bani care sunt destul de mari și am dat eu cele două evidențe și am vrea să știm exact, nu exact, fiindcă este o prognoză, cum să spun eu, preconizată. Nu e neapărat nevoie să fie că ai făcut acest program și trebuie să-l respecti. Totdeauna bugetul local se modifică, nu este o problemă aceasta. Dar ca o idee pentru noi care votăm, să știm și noi, domnule, de ce votez 27 de milioane 850 sau de ce votez 30 de milioane? Asta. Și dacă se poate introduce în bugetul local și acest program anual al achizițiilor publice preconizate sau inclusive.